Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum tu trebuia să mă întreb, ce nu știi tu, mă? Ce nu știi, Vlad? Așa că deschisesem gura să zic ce nu știu. Nu știu dacă se cere certificatul ăsta verde în locurile în care trebuie cerut. Că am văzut diverse discuții contradictorii pe internet. În unele locuri se cere, în alte locuri nu se cere. Eu am fost vineri în oraș la o cârciumă, două, și nu s-a cerut, dar e adevărat, cred că încă nu intrase în vigoare măsura. După aia am văzut reportaje că la mall. Păi se prezintă la intrare, da? În cazul în care depășește incidența, nu știu cât, adică 3 la 1000 sau ceva. Păi și-l prezinți cui? Chelnerului sau celui de la intrare? Da, se scanează cu aplicația, nu știu cum îi spune, care în România merge deocamdată doar pe Android. Păi și are voie să te întrebe? Dacă nu e organ de poliție? Păi îți scanează aia, nu are date personale acolo, alea sunt... Nu, ca să verifice identitatea, doar poliția are dreptul ăsta. Și dar dacă are aplicația pe Android, poate să verifice la intrare și nu e o problemă. Da, se scanează și spune verde sau roșu. Dacă e roșu, înseamnă că nu ai ce trebuie. Dacă e verde, ești ok și intri. Asta e foarte simplu. Dar nu se, adică identitatea, actele nu ți le cere decât poliția sau, mă rog, jandarmeria sau în toate țările europene, așa. Doar că la noi, mă rog, discuția este, am văzut abordarea, păi dacă nu se verifică actele, ce ne interesează? Asta este abordarea infracțională. Ca la modul că e certificatul al cuiva. Da, iau certificatul al cuiva, că oricum nu te verifică. Auzi, ție ți-a verificat cineva prin aplicație certificatul ăla? Acum nu, în România nu, dar de-abia a intrat în măsură, în vigoare măsura asta. Am fost în vară, un weekend la Paris și acolo mi-a fost scanat certificatul ăsta peste tot. Nu există niciun loc în care am intrat în care să nu fiu scanat. Asta dar nu mi-a cerut nimeni pașaportul. Până acum n-a venit nimeni cu un telefon de la cât se scane. Nici pe aeroport n-am văzut. Adică oamenii au... Când treci prin aeroport, ai văzut. Te nu, duci pe aeroport, nu e adevărat. Pe aeroport, la poliția de frontieră, când prezinți pașaportul, acolo trebuie să prezinți și certificatul. Ai nebunit, am arătat hârtia, s-a uitat, a văzut cod de bare și am plecat. Cum mai departe. Mi-a scanat de fiecare dată. Când am fost la Istanbul, ce se scăna cineva? La întoarcere, da, i-am dat, ăla s-a uitat. L-ai dat tu, că ai fost... Nu e adevărat, mi l-a cerut, ai l-am dat și eu, dar doar s-a uitat, nu s-a uitat la pașaport sau la altceva, pur și simplu s-a uitat la el, a văzut că nu vă contrazic. E cod QR. Administrația publică din România este atât de relativă, totul e inadecvat. Am auzit vineri o știre că polițiștii nu au telefoane. Da, asta era, asta. Deci sindicatul a spus, polițiștii nu sunt dotați cu telefoanele necesare pentru a scana. Iată, au de-alea cu butoane, cu disc. Da, ceea ce asta este vrăjeala maximă. Adică să le cumpere statul telefonul special pentru scanat, un telefon Android oarecare. Poate au iPhone. Bă, nu vă e rușine. Poate au iPhone, da, s-ar putea să aibă iPhone. Știi? Și de ce nu? Clar au faptul, dintre ei. Dar faptul că... În România, deci după ce guvernul s-a scremut un an întreg să înțeleagă cam cum să gestioneze pandemia, STS-ul folosește o aplicație care nu funcționează pe toate sistemele de operare, deși aplicația asta, domnul Arafat a și spus, păi o să folosim modelul franțuzesc. Modelul franțuzesc este o aplicație care poate fi descărcată de oricine, atât pe iPhone cât și pe Android, și poți să scanezi și tu, adică poți să-ți verifici. Plus că la noi nu se știe exact care e treaba cu sancțiunile. Adică, sigur că e o abordare infracțională asta. Poate că nu respect legea, că sunt puține șanse să mă prindă. Așa gândesc infractorii. Respecti legea, în primul rând, că trebuie respectată și că în felul ăsta nu faci rău altora. Dar, doi, orice lege trebuie să aibă prevăzute și niște, cum să spun, efecte dacă nu o respecti. La noi e relativ. Se aplică niște amenzi, dar e un proiect de lege în Parlament ca să impună sancțiuni adevărate, numai că trebuie să treacă evident prin cele două camere, să fie promulgate de președintele Iohannis. Nu e posibil așa ceva. Totuși suntem în pandemia asta de un an și jumătate. Da, s-au chinuit să dea amenzi și le-a anulat avocatul poporului, deci... Cu atât mai mult precedentul fiind creat, administrația treia să știe ce trebuie făcut astfel încât sancțiunile să fie și acceptabile în fața instanțelor. Și administrația este teribil de ineptă. Până la urmă, știți cum e? Fiecare trebuie, cred că, să ne apărăm în primul rând noi pe noi înșine de efectele acestei pandemii și de riscuri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.